să merg la sală, de astăzi vreau să încep dieta, sunt foarte grasă și mă voi cântări chiar acum. Chiar acum mă voi cântări, nu mai cântări de mult, nu știu câte kilograme am, cred că foarte multe. Ideea este că o să intru într-o dietă fulger și vreau să văd exact câte kilograme am. Stați aici. O să mă cântăresc și hai să vedem. Am 104,2. Bun. Am 104 kg, 200. Nu o să zic 105, o să zic 104 pentru că nu vreau să mint. Cam asta ar fi, mă duc la sală. Începând de astăzi o să-mi notez absolut tot ce mănânc și o să revin cu, nu știu, un update. În camera mea se întâmplă chestii pentru că mut chestii, dar vreau să mă cântăresc. Deși am mâncat și am băut apă multă, sunt încălțată, îmbrăcată și după 12 zile am 92,200. Deci, practic, în 12 zile am reușit să slăbesc aproape 12 kg și jumătate. Asta sunt eu, mă simt foarte bine, mă simt excelent, sunt fericită că reușesc să am rezultate așa de bune. Oricum, dieta completă o veți găsi pe slăbeștecuana.ro, pentru că acolo vreau să trec toate detaliile și să știți exact zi de zi ce am băut, ce am mâncat, ce. Cert este că în 12 zile am slăbit 12 kg și jumătate, aproape 1 kg pe zi. Sunt convinsă că nu voi mai reuși să slăbesc la fel de repede de acum înainte, însă cu siguranță îmi voi îndeplini targetul pe care mi l-am și anume propus. Na, eu știu că nu e un rezultat spectaculos, ai 92 de kilograme, azi de tone, Doamne iartă-mă. Însă, ceea ce este important este că doresc să reușesc și să devin exact cea mai bună variantă a mea. Până la urmă, ăsta este scopul nostru în viață. N-am mai fost în fața camerei de, cred că un an de zile, în fața voastră, a tuturor, și cred că și la televizor n-am mai fost de ceva timp, de aproape un an de zile. Sunt Oana și am 90 de kilograme. Arat cam așa la 90 de kilograme. Da, povestea mea începe în felul următor. Povestea mea începe... De fapt, nu e o poveste și o să-mi găsesc cu siguranță foarte greu cuvintele să vă vorbesc. Au trecut aproape 20 de zile de când țin regim. De fapt, o să încep cu totuși cu totul diferit povestea asta. Am început de 20 de zile să țin regim, am avut 104 kg. Pentru cei care nu mă știu, trebuie să vă spun că eu am mai avut odată peste 100 de kg, am avut 121 de kg. Am reușit să slăbesc peste 60 de kg, am ajuns până la 57. Am reușit să ajung la 57 de kilograme și m-am reîngrășat. După cum știți, de fapt, ca să o iau așa treptat, am trecut și, mă rog, încă trec într-o perioadă foarte, cea mai grea, de fapt, a vieții mele. Cu siguranță știți cu toții, nu vreau să vorbesc despre asta, fiindcă nu pot. N-am suficientă putere să mă deschid și să vă spun ce simt, ce s-a întâmplat, cum mă descurc și așa mai departe, pentru că efectiv nu am n-am această putere. Însă ceea ce vreau să știți este că m-am decis să fac ceva cu viața mea. Acum 4 ani, când am reușit să slăbesc, credeam că pot să fac, de fapt, credeam că toată lumea mea, credeam că absolut orice lucru mi-aparține și că absolut orice lucru mi se cuvine, însă clar nu este așa. Clar suntem cu toții așa ca o frunză în vânt și mi-am dat seama de fapt ce e viața. Dar hai să o iau treptat și am atât de multe lucruri de zis încât chiar vreau să vă ajut cu ceva toată treaba asta, chiar vreau să vă schimbe viețile cu ceva după ce o să închideți episodul ăsta. În primul rând, de ce m-am îngrășat? 4 ani de zile
De 4 ani de zile mă lupt cu anxietatea și atacurile de panică pe care nu le-am avut atât de grave precum le-am acum. Bine, hai să zicem că acum e de înțeles, însă nu le-am avut atât de grave. Nu mi-au dominat viața atât de grav cum mi-au dominat-o cel puțin ultimii 2 ani de zile în care efectiv nu mai puteam să fac nimic. Mi-e frică să pășesc pe stradă, mi-e frică să fac absolut orice și din încăpățânare nu am vrut să consult un psiholog în primă fază. Și lucrul ăsta clar mi-a dăunat pentru că absolut toată liniștea și toată fericirea o regăseam în mâncare. Absolut tot ceea ce însemna mers la studio, făcut treburi, cântat, nu mă mai interesau pentru că pentru mine era foarte greu să trăiesc cu o teamă constantă, cu o frică constantă, cu tot ceea ce înseamnă lucrul ăsta. Mă rog, nu că ar fi neapărat scuze, dar practic 4 ani de zile din viața mea n-am făcut decât să-mi plâng mie de milă despre felul în care mă simt, despre ceea ce simt. Verificam pulsul într-una, deși am mers la absolut toți medicii posibili și mi-au spus că nu am absolut nimic clinic și că de fapt sunt perfect sănătoasă, însă în mintea mea se întâmplau lucruri pe care nu le puteam controla absolut deloc. Și mi-am găsit, evident, refugiul în mâncare. M-am dus în cap din toate punctele de vedere, carieră, bani, absolut tot ceea ce înseamnă piață socială. Foarte greu mi-e să vorbesc acum în fața voastră și să recunosc cât de mult am greșit. M-am neglijat total pe mine, mi-am neglijat viața, mi-am neglijat sănătatea, pentru că, practic, grăsimea înseamnă boală. Vrem sau nu să acceptăm lucrul ăsta, grăsimea înseamnă boală. Singura chestie care m-a mai ajutat era mâncarea. Nu mai făcea nimic fericită, nici muzica, nici absolut nimic. De asta nici nu am lansat nicio melodie, de asta nu m-am ținut nici de vlog, de asta m-au dat afară și de la emisiune, de asta nu m-ați mai văzut pe nicăieri, pentru că mă îngrășasem la loc, aproape, mă rog, fără 17 kg. Practic am pierdut foarte mult din cauza aspectului fizic. Știu că poate mulți dintre voi o să spuneți, mă, stai puțin, că nu contează chestia asta, dacă ești talentat sau dacă, eu știu, ești un om care, mă rog, are ceva de demonstrat și de spus, dar lucrurile nu stau chiar așa. Adică e foarte important și cred că știți și voi, încerc să mă așez ca să mă vedeți bine, știți și voi cât de important este aspectul fizic, din păcate, mai ales în țara în care locuim, mai ales că în România e foarte important să arăți bine și atunci, cumva, clar că mi-a dăunat toată situația asta. Bun, au trecut acești 4 ani de zile, de fapt aproape 5, că mai avem puțin și trecem în 2020 și am decis să-mi schimb total viața. Am luat o decizie acum 20 de zile când aveam 104 kg, aproape 105 kg. Am vrut să-mi schimb radical viața. Nu vă zic că până la a lua această decizie am tot încercat să țin dietă. Am consultat o grămadă de nutriționiști. Am plătit o grămadă de bani pe diete cumpărate. Am încercat cumva să mă motivez spunându-mi, bă, ai dat niște bani, totuși ar fi ok să te ții de ea. Am plătit sute de euro și cu siguranță multe sau mulți dintre voi știți că probabil ați apelat și voi la tot felul de nutriționiști. Știți cu siguranță că costă foarte mult, costă foarte, foarte mult aceste diete. Oamenii ăștia nu-ți fac neapărat niște analize, te cheamă acolo și îți arată, mă rog, îți dau o dietă și niște exerciții fizici. Însă trebuia să efectiv să le bag bani în buzunar, pentru că efectiv nu făceam altceva decât să le bag bani în buzunar. Nu dau nume, sunt nutriționiști cunoscuți și am zis, bă, vreau să fac eu ceva pentru mine și pentru oamenii ăștia care sunt ca mine, probabil, și care poate nu-și permit să plătească 200 de euro o dietă. Poate oamenii ăștia nu-și permit să plătească nici 100 o dietă de asta scumpă. Vreau să-mi fac un stil de viață al meu, vreau să creez un stil de viață al meu și mi-am dat un deadline, pentru că eu așa funcționez, cu deadline-uri. Bine, încă mai am 30 de zile, dar vreau să vă zic, să o povestesc, pentru că o să ne vedem la final. N-am putut să fac o filmare de început, pentru că era situația cu iubitul meu și nu am găsit forța să o fac atunci. Îmi pare rău că nu m-ați văzut și la 104 kg. Și m-am gândit că am nevoie de un deadline, pentru că eu așa funcționez. Ok, am nevoie de un deadline, asta înseamnă că eu vreau ca în 50 de zile să slăbesc cât de mult pot. Vreau ca la finalul acestor 50 de zile să slăbesc cât de mult pot. Încă nici nu știu cât voi slăbi peste 30 de kilograme când o să ne vedem. Încă nici nu știu câte kilograme o să am. Dar am zis așa, băi, vreau să fac chestia asta pentru mine și pentru alții. Și atunci
L-am sunat pe un prieten care este antrenor în Craiova, numele lui este Cătălin Dobrescu. El, mă rog, se ocupă de slăbit oameni și așa. De fapt, el mă tot ruga să lucrăm împreună, să încercăm să slăbim, să ținem o dietă împreună. Am refuzat total și atunci când l-am sunat, acum 20 de zile când l-am sunat, am refuzat să iau vreo dietă de la el. Însă, ceea ce am făcut a fost să-l rog să-mi trimită exerciții pe care să le pot face acasă și la sală, pentru că în prima fază nu am putut să merg la sală. Și am zis, bă, vreau niște exerciții de la tine, vreau să țin un regim de 50 de zile, nu știu cât o să slăbesc, nu știu ce regim o să fie, o să-l inventez eu, paranteză, neavând vreo veleitate de nutriționist sau neavând vreo pricepere sau neavând vreo cunoștință, bazându-mă doar pe faptul că eu sunt complet sănătoasă. Și atunci am zis, te rog frumos, ajută-mă cu partea sportivă. Dacă nu o să funcționez în 50 de zile cu dieta pe care o inventez eu, o să apelez la tine. Repet, el face, mă rog, ajută oameni să slăbească. Dacă îl veți contacta pe el, aveți în description box Instagram-ul lui și cu siguranță dacă îl veți contacta, vă va face probabil o dietă personalizată. Vă va ajuta foarte mult, a slăbit foarte mulți oameni. Însă, repet, în continuare m-am încăpățânat și am zis, bă, vreau să o fac singură. O să vedeți până la finalul celor 50 de zile că m-am cântărit constant. Am hotărât să las o poză before și una singură after. N-am vrut să fac poze pe parcurs pentru că chiar am vrut să se vadă transformarea oricare ar fi ea. Și acum mă uit pe poza, pe prima poză de la 104 kg și chiar mi se pare o schimbare uriașă, chiar dacă am slăbit doar 14 kg până acum în 20 de zile. Puteți să comandați și voi dieta de pe slăbeștecuana.ro. O să găsiți și în description box site-ul și cu siguranță o să vă placă ce veți vedea acolo, pentru că veți avea dieta și, bineînțeles, exercițiile pe care eu le-am făcut. Bineînțeles, filmate cu el, că nu aveam cum să mă filmez eu. Nu aveam cum de rușine, pentru că sunt în continuare complexată. Am gândit așa, că sunt foarte mulți oameni care sunt în situația mea. Sunt foarte mulți oameni care nu au curajul să spună ce simt, nu au curajul să facă ceva pentru viața lor. Și m-am gândit că sunt eu, poate, persoana care va reuși să-i motiveze, pentru că eu chiar sunt într-o situație dramatică a vieții mele și m-am gândit așa, mă, dacă eu trăiesc și dacă eu respir și dacă eu văd și pot face anumite lucruri, sunt înzestrată cu un asemenea talent de la Dumnezeu, pe care cu siguranță și le-ar dori enorm de mulți oameni. Nu pot să fac asta pentru mine, nu pot să mă abțin de la mâncare, adică chiar atât de slabă sunt, chiar nu pot să fac asta pentru mine. Am zis, ba da, pot să fac asta pentru mine. Pot să mă vindec de chestia asta pe care eu singur am creat-o. Pot să o fac. Și o să o fac. Vreau să vă spun încă de pe acum că mi-aș dori să funcționeze și la voi, la fel cum funcționează la mine. Am slăbit, repet, 14 kg în 20 de zile. Mi-aș dori să funcționeze la fel de mult și la fel de bine la voi. Și cu siguranță, cu siguranță, dacă o veți ține așa cum v-am scris eu acolo, veți avea rezultate super, super tari. Și nu mă opresc aici. Nu mă opresc aici pentru că vreau să fac multe lucruri pentru oamenii care vor să-și schimbe și ei viața. De asemenea, cu ocazia lansării site-ului slăbeștecuana.ro, voi organiza un concurs unde eu împreună cu antrenorul meu, Cătălin Dobrescu, o să alegem 5 persoane care nu contează de unde sunt pentru că o să lucrăm cu ele online. Și o să le ajutăm să slăbească. O să le asigurăm absolut tot ceea ce au nevoie și m-am gândit chiar să fac asta acum, pentru că tot filmez acest episod. M-am gândit că ar fi drăguț să vă ajut și pe voi. Poate, nu știu, aveți nevoie de sfaturi, nu neapărat de la mine. Poate găsim pe cineva care să ne ajute în sensul ăsta. Și atunci o să am nevoie să-mi lăsați în comentarii neapărat, să-mi spuneți de ce vă doriți să slăbiți. Și o să aleg cele mai impresionante 5 comentarii. Cumva, cred că nu e imposibil să ne schimbăm viața. Și am ales totuși să o schimb și eu pe altora. N-aș vrea să vă plictisesc cu chestii triste, să vă povestesc lucruri triste, pentru că sunt în cea mai tristă perioadă a vieții mele și cea mai grea perioadă a vieții mele nu a fost nimic mai greu de atât. Și probabil că mă înțelegeți mulți dintre voi. De fapt, iertați-mă, nici măcar n-aș vrea să mă înțelegeți. N-aș vrea să vă gândiți măcar.
Nici aș vrea să vă puneți în locul meu. Mi se pare mult prea dureros și atât. Dar cu optimism și încredere că totul se rezolvă la un moment dat, cu siguranță le trecem pe toate. Tipsuri despre ce am mâncat, că uite, mă iau cu toate lucrurile, că aș vrea să vă zic atât de multe chestii pentru că nu ne-am văzut de atât de mult timp și îmi pare atât de rău. Urmează să lansez o melodie care se numește Noi Noaptea. Nu mai vreau să zic mai mult că nu o să pot, dar are legătură cu ceea ce s-a întâmplat în viața mea. O să o lansez aici pe canalul meu de YouTube sau de fapt probabil că deja e lansată la ora în care o să... De fapt, când o să vedeți voi acest episod, deja piesa e lansată. Da. Oare ce va fi? Ideea e să vă placă, că e din tot sufletul meu și cam asta e. Da, să revenim la concursul nostru și la slăbit. Bun, deci, să o luăm treptat. Pe slăbeștecuana.ro veți găsi acest episod care vă explică practic ce se întâmplă acolo și veți găsi un link de unde puteți comanda dieta, în care, de fapt, nu e dietă, e un stil de viață. De practic 50 de zile, zi de zi, veți avea detaliat ce am mâncat. Tot pe 50 de zile veți avea detaliat și exercițiile pe care le-am făcut, dar și suplimentele pe care le-am luat. N-am folosit foarte multe chestii. Mai mult chestii naturiste și o să vedeți mai multe atunci, acolo. Pentru că ai nevoie de ceaiuri și chestii pentru organism și sănătate. În schimb, am luat ceva vitamine. V-am mai vorbit eu despre ele, dar le veți vedea cu liniuță pe absolut toate. Pentru că e foarte important să vă îngrijiți și sănătatea. Da, de asemenea, încă o dată vă repet că dacă nu sunteți complet sănătoși sau dacă aveți vreo îndoială că nu sunteți complet sănătoși, nu țineți nicio dietă, vă avertizez încă de pe acum, este o dietă extrem de strictă. Într-adevăr, mâncați foarte sănătos, dar mâncarea nu este atât de din abundență cum v-ați aștepta să fie, pentru că eu îmi doresc să slăbesc destul de repede. Ok, știu că nu or să fie de acord cu mine nutriționiștii, că or să-mi scrie probabil lucruri, dar, încă o dată, mă repet ca să nu mă certați și să nu mă împroșcați cu noroi. Pur și simplu, sunt un om care toată viața s-a luptat cu asta. A slăbit, s-a îngrășat, s-a îngrășat, a slăbit și tot așa. Și pur și simplu, mi-am creat un stil de viață extrem de sănătos și de strict, pe care îl împărtășesc cu anumiți oameni care vor să facă asta. Nu oblig pe nimeni să facă sau să zică ce am făcut eu. Nu trebuie să o faceți dacă nu simțiți, nu trebuie să o faceți dacă nu aveți nevoie, nu trebuie să o faceți dacă nu aveți încredere. E doar alegerea voastră, da? Să încercați ce la mine a funcționat sau nu. Până la urmă despre asta este vorba. Vă mulțumesc mult pentru încurajări, vă mulțumesc mult pentru faptul că ați fost alături de mine în tragedia prin care am trecut. Asta o zic ca o paranteză așa. Și sunt sigură că Dumnezeu mă va ajuta să merg înainte și să ajung acolo unde îmi doresc și unde probabil merit, nu știu dacă merit. Deci ne vedem când o să am, nu știu câte kilograme, dar ne vedem peste 30 de zile. Chiar sper să arăt puțin mai slabă. Și peste 30 de zile, nu știu câte kilograme o să am, dar știu că o să am mult mai puțin de 90. Sper eu, 70 mi-aș dori să am. Dar să vedem ce o să reușim, ce o să se întâmple. Important e să fim sănătoși și să gândim pozitiv, pentru că este cel mai important lucru. Sunt motivată, sunt extrem de focusată, deși e greu să te desprinzi de suferință și să te gândești la ceea ce trebuie să faci, e foarte greu. V-am zis, cei care suferă de anxietate și atacuri de panică știu cât este de greu să lupți cu ele și știu cât este de greu să te focusezi pe ceva și chiar vreau să-mi scrieți. Chiar vreau să-mi scrieți dacă acum vă uitați la mine și dacă trăiți în frică constant, dacă vi se pare că vă bate inima tare, dacă vi se pare că vă verificați pulsul, dacă vi se par lucruri de-astea stupide. Scrieți-mi ca să nu mă simt singura de pe planeta asta și ca să nu mă mai sperii de ceea ce trăiesc. Ca să nu-mi fie frică să stau singură în casă și dacă ați trecut peste ele, scrieți-mi cum ați făcut-o. Dacă aveți un psiholog bun care să mă ajute, scrieți-mi cum ați făcut, scrieți-mi despre el.
Încă o dată vă invit pe slăbeștecuana.ro. Sunt atât de mândră că reușesc să fac asta. Sunt atât de mândră că sunt așa un om care reușește să împartă din ceea ce a făcut el cu alți oameni. O, Oana, ești câte cranul. Dar vor veni și vremuri mai bune, sunt sigură de chestia asta. Și sunt sigură că făcând un minimum de efort, o să-mi înving fricile, o să slăbesc și o să muncesc. Deci, mă repet, pe www.slăbeștecuana.ro găsiți absolut toate detaliile despre cum am slăbit. Voi slăbi, de fapt, că nici n-am slăbit acum, doar ce au trecut 20 de zile, dar eu vorbesc așa, știți, înțelegeți voi. Despre cum am slăbit, despre absolut tot ceea ce am mâncat 50 de zile, îmi notez inclusiv gramajele, pentru că vreau să știți exact ceea ce mănânc, exact la cel mai mic detaliu. Notez absolut tot. Deci am spus gramaje, găsiți exerciții, găsiți absolut tot ceea ce am făcut. Și probabil că o să ne vedem cu filmarea de peste 20 de zile, în care sper să vedeți o schimbare, totuși, nu? Țineți în pumni, 30 de zile, scuze, 30. Țineți în pumni și nu uitați. Avem un concurs, eu și Cătălin Dobrescu, antrenorul meu, vrem să ajutăm 5 oameni cărora vrem să le schimbăm viețile, pe care vrem să-i transformăm din grași în slabi. Și probabil că toate etapele astea ale lor vor fi și ele aici pe canalul meu de YouTube. Probabil că Slăbește cu Oana chiar o să devină o serie tare. Știți că mai avusesem eu o tentativă, dar încă nu mă îngrășasem atât de tare. Și atunci, cam aia e. Da, dragilor, vă las. Ne vedem peste 30 de zile când sper să am 70 de kilograme. Acum, dacă nu o să am 70, nu știu, dar sper să mai slăbesc oricum, sper să nu mai am 90. Asta e chestia. Vă iubesc și țineți în pumnii! Hai să fac cântărirea după 50 de zile și sunt eu în cazul în care vă gândeți că e altcineva. Iertați-mă acești ștragi odioși, dar merg la o filmare și e foarte plin. Și am zis să iau pe mine. Și am 74.500! Iuhu! De zi am dat jos 30 de kilograme, sunt foarte fericită. Hei frumoșilor, să țin așa telefonul pentru că bineînțeles că am făcut eu ceva și cardul de la cameră nu mai merge. Pregătisem setup-ul pentru voi, pregătisem tot, să vă anunț că am încheiat dieta și că am 75 de kilograme, mă rog 74 și ceva, dar o să zic 75 și evident că am făcut eu ceva pe la card. Dragilor, voiam să vă zic că cele 50 de zile de dietă s-au încheiat pentru mine. Că astăzi, 24 octombrie, am încheiat cele 50 de zile de dietă. Am 75 de kilograme, am slăbit 30 de kilograme în 50 de zile. Am reușit să slăbesc 30 de kilograme în 50 de zile, ținând o dietă pe care o găsiți pe slăbeștecuana.ro și vreau să mă repet pentru că, deși suntem la finalul episodului de astăzi, deși cu siguranță ați mai auzit ceea ce vă spun acum, este o dietă pe care eu am inventat-o, este o dietă pe care am testat-o pe mine, care probabil că va reacționa diferit pentru voi, poate unii dintre voi veți slăbi mai mult, poate unii veți slăbi mai puțin. Ceea ce trebuie să știți este că dacă aveți îndoieli în privința sănătății voastre, vă rog tare mult să consultați un medic înainte să țineți această dietă și să știți că nu sunt nutriționist sau ceva, pur și simplu din dorința de a vă arăta că se poate să facem lucruri singuri, am decis să inventez o dietă pe care mi-o pot permite, pe care și-o poate permite oricine. Oricine poate să-și cumpere ingredientele pe care eu le menționez pe site și vreau să vă mă zic încă o dată ce găsiți pe site. Pe site găsiți așa, dieta completă, ce am mâncat timp de 50 de zile, adică absolut toate mesele cu gramaj, cu absolut tot explicat pentru toată lumea, să înțeleagă toată lumea. Găsiți o listă de suplimente pe care le-am luat și când spun suplimente, nu mă refer la pastile de slăbit sau ceruri de slăbit, mă refer strict la vitamine pentru păr, vitamine pentru corp, magneziu și toate cele. V-am lăsat acolo lista ca să știți exact ce am luat și nu am dat firme, pur și simplu v-am zis ce ar trebui să luați, adică nu există niciun fel de publicitate ascunsă în toată treaba asta, este pur și simplu făcut de mine absolut totul și v-am mai, de asemenea, v-am mai
pus absolut toate exercițiile pe care vi le recomandă antrenorul meu Cătălin Dobrescu, pe care, de asemenea, dacă vreți să-l contactați separat, puteți să-i scrieți pe Instagram și nu uitați că avem împreună un concurs, o să ajutăm 5 dintre voi să slăbească. Tot ceea ce trebuie să faceți este să ne dați follow pe Instagram, aveți în description box Instagramul meu cât și al lui, unde dacă ne dați follow și evident un comentariu aici pe YouTube prin care să ne spuneți povestea voastră, cum ați ajuns să vă îngrășați și ce vă motivează sau pentru cine, pentru ce vreți să slăbiți, vom alege cele mai 5 comentarii, cele mai impresionante dintre ele, cele mai speciale, cele mai, eu știu, vor fi cele care vor câștiga. Nu contează din ce oraș sunteți, ne descurcăm, vom face cumva să fie bine. Și evident că transformarea voastră, mă uit în altă parte, deși camera aici, nu știu de ce, transformarea voastră va fi și ea urcată aici pe canalul meu de YouTube. Încă o chestie pentru cârcotaș. Am slăbit 30 de kg în 50 de zile pentru că am reajuns la 104 kg după ce, știți foarte bine, în 2014 am avut 57 de kg de la 121. Am reușit să ajung la 75, dar sunt încă crăsuță. Probabil că mulți dintre voi îmi veți scrie, băi, încă mai deslăbit. Da, încă m-am deslăbit, vreau să ajung înapoi la 57 și o să reușesc. Astfel că eu mai am încă deslăbit 20 de kilograme, practic la înălțimea mea de 1,60 m, 75 de kilograme sunt enorm de multe. Sunt încă grăsuță, sunt încă grasucană, dar sunt pe drumul cel bun și nu mă mai opresc data asta. Plus că atunci când voi ajunge din nou la un rezultat favorabil mie, sau cel puțin unul care să-mi convină, nu o să mai fac greșeala să revin aici, pentru că v-am zis, am permis foarte multe lucruri să se întâmple și nu trebuia să le las să se întâmple, dar asta este, am făcut-o, mi-o asum și cu asta basta. Da, în rest v-am zis, deci aveți absolut toate explicațiile, aveți ingrediente, mesele complete, felul în care să vă preparați rețetele, gramajele, aveți 50 de zile de exerciții video pe slăbeștecuana.ro, aveți lista cu vitaminele pe care trebuie să le luați, nu trebuie decât să dați click și să vă descărcați și voi dieta, asta este tot ceea ce trebuie să faceți și rest cam atât, multă baftă și succes în ceea ce veți vrea să faceți de acum înainte. Eu oficial am revenit pe YouTube pentru că v-am zis că motivul pentru care am dispărut în totalitate a fost, mă rog, grăsimea și problemele mele cu anxietatea și așa, pe care vreau să le rezolv, sunt pe cale să fac chestia asta. Ideea este următoarea, vă doresc mult succes, nu uitați, intrați pe slăbeștecuana.ro și vreau să-mi lăsați în comentarii, dar și pe Instagram, toate părerile voastre, chiar mă ajută să merg înainte absolut toate comentariile voastre, mă ajută să mă focusez pe ceea ce trebuie să fac. Am filmat un super videoclip astăzi cu un băiat minunat la o piesă superbă care se va lansa în noiembrie și pe canalul meu de YouTube, astfel că gata, am intrat în pâine și voi mă ajutați să merg înainte, pentru că e o situație delicată prin care trec, vă știți foarte bine lucrul ăsta. Nu mai vreau să dezbat subiectul ăsta. Ideea este că vă mulțumesc tare mult pentru tot. Nu uitați pe slăbeștecuana.ro, exact așa cum auziți, găsiți tot ce vreți să știți, toate detaliile, dieta, exact exercițiile filmate. E mură în gură, trebuie doar să vreți să slăbiți. Trebuie doar să vreți să încercați. Dacă la mine a funcționat, adică dacă, repet, eu sunt un om sănătos, nu am probleme cu glanda, nu, Doamne ferește, nu am decât cu mansarda uneori, puțin mai mult. Dacă la mine a funcționat și dacă eu am putut să o fac a doua oară, singură, pentru că m-au acuzat foarte mulți prima oară, ți-ai tăiat stomacul, ți-ai făcut, băi, nu mi-am tăiat stomacul. Este că nu mi-am tăiat stomacul și sunt curioasă ce o să mai zic acum. Oricum, cârcotaș vor fi cu siguranță. Nu mă interesează. Puteți să-mi ziceți ce vreți aici. Sunteți liberi să comentați ce doriți. Eu o fac pentru oamenii care mă apreciază și care mă urmăresc. Dacă nu vă place de mine, îmi pare tare rău. Mi-ar plăcea să vă placă. Poate într-o zi bună o să vă placă, cine știe. Glumesc. Da. Cam asta ar fi. Am fost acuzată că mi-am tăiat stomacul prima oară. Bine, după ce m-am reîngrășat, nu mi-a mai zis nimeni că mi-am tăiat stomacul, vă dați seama. Ziceau toți decât după ce slăbise. Așa că
Bine, probabil că în momentul în care o să ajung iarăși la 50 de kilograme, or să-mi zică din nou ceva. Da, până atunci mai. Până un alta, intrați pe slăbeștecoana.ro și aflați cum a slăbit 30 de kilograme în 50 de zile. Vă pupa!